Somnoroasă, Maria își face pachetul pentru toată ziua. Sorina face sarmale pentru musafirii de weekend, iar Nana, ca de obicei, ciorbă pentru prichindei de la grădiniță. În timp ce Andreea îi face încă o surpriză picantă lui Mihai, Alex și colegii lui speră în sfârșit la o plăcintă fără surprize. Bunica Iulia își pune nepoței la îngrășat, pe când Cristi și prietenii lui intră la cură. De luni. Orezul fermecat așterne liniștea în casă, iar mama se gândește deja la ce să facă mâine. În fiecare zi, milioane de povești sunt scrise cu fucs.